Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Clotilde Armand, primarul sectorului 1, a trecut aseară o linie roșie în politica din România și a marcat o schimbare de perspectivă în USR sau poate un moment critic pentru întreaga Românie. Faptele sună cam așa, fiți atenți un pic, pentru că e cu bani gratis, oameni buni. Doamna Armand propune ca fiecare locuitor al sectorului pe care îl conduce să primească 1000 de lei direct printr-un tichet cu care să treacă această iarnă. Banii ar putea fi acordați fiecărui locuitor care a trecut de 18 ani și tichetul cu pricina poate fi folosit pentru următoarele lucruri. Izolarea locuințelor, schimbarea centralei, o pompă de căldură, punerea de termopane și acolo unde se poate, zice doamna primar, inclusiv plata facturilor la curent și căldură. Este o propunere, un proiect, ca să ne înțelegem cu toții. O idee care mai trebuie votată și de consilierii PNL și PSD, care îi sunt adversari doamnei Armand acolo. Ce să facă aceștia acum? Ani de zile partidele lor au votat astfel de inițiative? Să o respingă pe a doamnei Armand? Așadar, aștept cu curiozitate votul de la sectorul 1. Dar dezbaterea noastră ar trebui să meargă un pic mai departe decât acest loc. Pentru că trebuie să vorbim de linia aceea roșie. Până acum, acordarea unor ajutoare financiare direct către populație a fost politica partidelor vechi din România, da, să spunem asta. USR, un partid mai nou, s-a împotrivit de nenumărate ori la acest procedeu pe care l-a considerat pomană electorală. Inclusiv acordarea ajutorului social pentru cei mai săraci locuitori ai acestei țări a fost numită pomană, da. Aici la noi în țară s-a spus de multe ori că cine primește un astfel de ajutor este încurajat să fie leneș și chiar bețiv. Țineți minte dezbaterile astea. După care, guvernările PSD în special și doamna Gabriela Firea au ridicat voucherul ăsta, banii ăștia, la rang de artă. S-au dat bani inclusiv pentru biciclete, pentru excursii, pentru turism. Toți bugetarii primesc un tichet de vacanță. S-au dat bani pentru inseminări in vitro. Asta e o inițiativă pe care eu o susțin, vă spun de la început, da? Iar în pandemie, nu numai statul nostru, ci și alte ale lumii au dat ajutoare directe oamenilor în bani. Iar cele mai mari state ale lumii discută despre un venit garantat al locuitorilor într-o perspectivă nu prea îndepărtată. În această iarnă, mai multe țări pe care le cunoaștem bine au hotărât să ajute populația direct cu bani sau cu plata unor facturi. Germania plătește gazul în decembrie, Marea Britanie dă bani prin plată directă, Austria la fel, de Irlanda numai ce am primit mesaj. Guvernele lumii se gândesc că populațiile nu pot deconta decizia politică de a sprijini Ucraina în război și nici nu suntem responsabili pentru hotărârile Comisiei Europene care au dus la o inflație catastrofală. Aici suntem cu dezbatere europeană, să mă spunem. Dar noi cum mai stăm cu paradigma nu dați bani la oameni, faceți investiții? Atenție, ce povestesc eu nu este un sprijin pentru acest tip de inițiativă. Văd lucrurile mai nuanțat și cred că nu toată lumea are nevoie de 1000 de lei. Dar voi ce credeți? Care-i părerea voastră? Ia hai să facem așa. 0372069599. Sunați-ne de peste tot din țară și sunați-ne și din străinătate dacă primiți bani acolo. 0372069599. Sunteți de acord cu acest tip de ajutor cu bani de la buget? Ați accepta banii dacă vi s-ar oferi? Sau dacă ați fi consilier, ați vota, măi, oameni buni? Întreb și eu, da? Și poate e nevoie ca, uite, guvernul, domnul Ciucă, să extindă astfel de ajutoare. Poate e nevoie ca mâine guvernul nostru să vină să spună, he, stimați cetățeni, ia uite, doamna Armand, ce idee bună a avut. 0372069599, dezbaterea noastră se poartă și pe Facebook. Și, desigur, așteptăm și mesaje. Cred că e timpul să și începem momentul acesta
să-l salutăm pe Mircea. Salutare, bine ai venit la noi. Salut, Cătălin, bine v-am regăsit și salut și ascultătorii Europa FM. Să răspund direct mai întâi la întrebarea pusă în cadrul emisiunii. Nu, nu sunt de acord cu astfel de ajutoare date în mod nediferențiat, pentru că România nu este în postura altor state. Nu avem nici bugetul Statelor Unite, nici bugetul Irlandei, nici bugetul Marii Britanii, nu avem nici situația lor economică, nu avem nici situația lor în ceea ce privește investițiile în energie. Vai de capul nostru, nu reușim să terminăm 3 reactoare la Cernavodă de 30 de ani, de exemplu, fiindcă vorbim de domeniul energiei și de subvenții în energie. Dar lipsește ceva din știrea menționată și în jurul căruia se desfășoară emisiunea de astăzi. Cel puțin așa am citit eu pe fluxurile online de știri. Doamna Armand a spus că procedăm în completarea titlului acestei știri. Din ce am găsit eu, a spus și sper că e corect ceea ce am găsit. Procedăm astfel fiindcă consilierii PSD și PNL au blocat orice investiții. Da, au blocat mai multe proiecte de investiții. Cu alte cuvinte, dăm acești bani fiindcă ne rămân, nu avem ce face cu ei. Cam așa am înțeles eu această completare. E mesajul politic. Eu discut chestiunea de principiu. Proiectele de investiții de ce nu se negociază. Nu, ajutorarea populațiilor ajutorarea persoanelor și familiilor defavorizate, da, este absolut necesară, mai ales într-un stat în care nivelul de trai este foarte scăzut. Problema în România este că niciodată nu se va putea face, nu se va putea face un ajutor diferențiat dintr-un motiv extrem de simplu. Statul român nu are cunoștințe despre detalii, despre administrație și despre populație. Toate informațiile sunt disparate, sunt împrăștiate în baze, în sute și mii de baze de date care nu comunică între ele. Niciodată statul nu va putea, în afara acelei nenorocite de declarație pe proprie răspundere, nu va putea găsi un mecanism de acordare diferențiată a unor ajutoare. Și niciodată asta e long shot, adică niciodată se poate rezolva. Ori dau la toți, ori nu dau la nimeni. Sincer, eu îmi pot permite să trec, să zicem, peste această iarnă. Nu știu, peste iarna viitoare. Și aș fi de acord ca acea mie de lei care mi s-ar cuveni să o acoloc, să fie 2000 de lei unei familii care chiar are nevoie. Și Spania dă un ajutor de 200 de euro lunar în funcție de venit. Tocmai îmi scrie în funcție de ceva. La noi nu se va putea face niciodată în funcție de ceva, pentru că, repet, nu există aceste informații la nivel de stat. Și atunci statul alege varianta, o variantă tâmpită cum e declarația propria răspundere. Și apropo, o declarație falsă, n-am văzut să fie condamnată chiar când a fost făcută falsă în mod public. Acea persoană care a infestat un spital, în fine, nu mai redeschis subiectul. Și varianta de a complica cumva una din părți. Ori trebuie să duci un întreg dosar tu și să demonstrezi că te încadrezi, ori cel care furnizează banii sau cel Dar care vezi, ar trebui să... chestiunea de principiu aici e următoarea. Nu numai România sau acest sector foarte bogat din România procedează așa. Austria, spus, Germania... Da, am spus, dar nu ne putem compara, sunt în altă situație economică. Atunci România trebuie să acorde acest sprijin diferențiat. Viețile oamenilor restul fondurilor sunt egale. Dacă sunt disponibili, poftim? Viețile oamenilor sunt egale. Adică și românii, dacă vrei să-ți dau un argument, sunt printre cei mai săraci europeni. Și românii au nevoie de ajutor, cred că mai mult decât cei din Irlanda sau Spania. Sunt pături de populație în România care chiar au nevoie de chestiuni. Da, sunt absolut de acord cu ceea ce spui, dar nu da, vieții oamenilor sunt egale. Nu știu dacă sunt egale, că vieții oamenilor depinde de veniturile pe care le obțin. Depinde, din perspectivă filozofică, vieții oamenilor sunt egale, dar nivelul de trai este diferențiat. Da. Mulțumesc. Iar, repet, aceste ajutoare ar trebui diferențiate în funcție de nivelul de trai și restul banilor să fie direcționat către investiții. Banii se termină, dar prețurile rămân la fel, problemele rămân. Da, sunt de acord cu tine, doar că acum asta e situația. Întrebare, ce vrea să facă doamna Armand, spune cineva la 0728312132, acolo e WhatsApp-ul nostru, vrea să dea 1000 de lei fiecărui locuitor, adică fiecărui membru al familiei dacă îndeplinește condițiile? Eu așa înțeleg, dacă ai peste 18 ani, așa spune, e foarte simplu, da, ai 18 ani, adică în casă la dumneavoastră, dacă ar fi... 4 cetățeni peste 18 ani, eu asta înțeleg că s-ar întâmpla. Și atunci primiți 4.000 de lei și vă luați centrală nouă, nu? Asta ar fi. Sau vă puneți termopane de banii ăia. Eusebiu, cum stai cu ideea asta? Unde ești? Bună ziua tuturor ascultătorilor. Părerea mea, ca să completez ce a spus Mircea și păreri care mi s-au părut destul de pertinente, și eu am urmărit subiectul tot, consider puțin mai în amploarea lui, am observat într-adevăr că au fost blocate
pentru banii pe care vor să aluce cei de la sectorul 1, de la sectorul 1 pentru acordarea acestor bani persoanelor fizice, au fost inițial a fost inițial o intenție de alocarea lor pentru instalarea de pompe de căldură, cred, și panouri fotovoltaice pe clădiri publice, respectiv pe noile clădiri care urmau să construiască în sector. Ce mi se pare mie de subliniat este faptul că la sectorul 1, de fapt peste tot în București, primarul de sector și primarul general sunt la jumătatea mandatului. Nu cred că este o măsură într-atât de mult populistă, pentru că dacă privim în urmă, vis-a-vis de ce spuneați, cu măsurile pe care le propunea Firea pe vremuri, cu tot felul de vouchere și subvenții pentru biciclete, pentru excursii și așa mai departe, pe diverse categorii de vârstă, acolo a funcționat întru totul principiul a dat, dar a și luat. Cum? Și atunci, adică cum? Adică a funcționat pe principiul acela de să tolerăm primarul pentru că face... chiar dacă risipește din bani, ca să nu spunem, îi fură, mai și face câte ceva. Alegătorului român îi place, adică... Din sigur, păcate, da. A fost mulți oameni care au luat. Aia a fost politică de stat la doamna Firea. Doamna Firea a aruncat cu banii stânga și la sectorul 6, că îi urmăresc pe ambii primari de sector, deși nu sunt în niciunul din sectoare încadrat. Îi urmăresc și pe doamna Arman și pe domnul Ciucu, ca fiind mai echilibrat și mai eficient ca primar în București, pe sector vorbind. La sectorul 1, ce am observat toți, a fost scandalul acela mediatizat în care a avut o luptă frățișă cu compania de gunoi, de unde a câștigat acești bani, că asta este de fapt, și cred că s-a simțit datoare, ea personal, pentru că, din păcate, din câte am înțeles acolo, nu există un consens la nivelul consilierilor pentru investiții, s-a simțit probabil datoare să vină cu niște specificații, niște mențiuni pentru ce s-a întâmplat cu banii pe care a reușit să economisească. Da, nu mi-e clar dacă a reușit să economisească, asta e zicerea doamnei Armand, nu mi-e clar dacă toată tevatura aia cu gunoiul de la sectorul 1 s-a terminat și dacă nu cumva în timp va costa mai mult decât costa acum. Mi-e teamă că parțial acea bătălie a fost pierdută de doamna Armand, parțial. Zic. Dar ceea ce era de înțeles acolo, pentru că eu nu vreau să mă refer astăzi la chestiunile din sectorul 1 Musa, ai discut o poveste de principiu, este că tu, ca locuitor al sectorului, orașului, țării acesteia, întotdeauna, când te uiți la un contract făcut de o administrație publică pe durata de 25 de ani, în minte trebuie să-ți se aprindă un reflector, nu un bec. Și să zici, bă, dar 25 de ani e viața noastră de locuitori, eu mă încredințez ăstuia pe 25 de ani. A, nu, ne-a păsat că-s bani acolo. Despre asta e vorba. Absolut, absolut. Despre pe asta. De altă parte, o singură mențiune aș mai dori să adaug. Înclin să cred că pe hotărârea Consiliului Local pe care o vor adopta într-o formă sau alta, vor exista niște criterii de diferențiere. Iar ideea de a pune 1000 de lei un fond de subvenție pentru peste 18 ani, mi se pare similară cu aceea de acordare a burselor sociale. Păi... Totul este în condițiile care vor trebui îndeplinite pentru a fi ridicat acești bani. Eu o să râd ideea că... Ideea în sine nu cred că este una greșită. Dar trebuie un cadru legislativ cât mai bine pus la punct pentru a nu fi interpretat că este o pomană electorală dată, exact cum spunea Mircea, fără niciun criteriu vizibil. Ai vota? Ai vota dacă ai fi consilier? Consilier local aș vota. Ai votat, dar aș fi foarte atent la condițiile în care se alocă. Okay. Adică atâta timp cât pot fi controlați prin chestii banale. Pentru că banii care se întorc la Consiliul Local, la administrația taxe și impozite a sectorului 1, se întorc pe niște pe filieră de impozit. Și cred că se poate verifica în felul acesta cine are într-adevăr nevoie și cine nu. E foarte ca o mențiune. Nu cred că persoane din sectorul 1 care, să zicem că realizează pe familie un venit, pentru că vorbim de cel mai bogat sector din București, un venit de 10.000 de euro pe lună, nu cred că va sta în condeiul administrativ și al... Nici nu cred că se duce acolo. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc tare mult, Eusebiu! Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea.
0372069599, dar ia gândiți-vă, aici nu e o discuție legată de sectorul 1. Poate ar trebui făcută lucrul ăsta și în țară. Poate alte orașe au mai mare nevoie, poate alți români au mai mare nevoie. Ia ziceți dumneavoastră, ați vrea ca domnul Ciucă să vină și el cu o inițiativă de asta? Uite, ca în Irlanda, ca în Germania, ca în Austria, ca în Spania, sau România deja plătește foarte mult? De fapt, aici trebuie să ne uităm cu mare atenție. Mesaj 0728312. Sunt de acord cu cei 1000 de lei pentru că cei din PNL și PSD nu trec proiectele de dezvoltare prin Consiliu. Și decât să-i oprească pentru șpăgile și comisioanele lor de mai târziu, prefer să dispună locuitorii în mod direct de aceste fonduri. Mamă, ce bine a prins mesajul ăsta că PNL și PSD nu vor să facă, pentru că mă uit aici pe Facebook la PNL Sectorul 1, care zice așa, PNL Sectorul 1 deblochează proiecte majore amânate de Clotilde Armand, da, și dă o listă de proiecte. Vasile, salutare! Ești la Europa FM. Cum ai votat, domnule, propunerea asta? O zi bună! Te ascult! M-auziți? Te ascult! M-auziți? Da. Vreau să vă spun că nu sunt de acord cu asemenea propunere populistă, electorală, cum vreți să o luați, și aș prefera să dezbatem între noi o altă problemă, nu aceea ajutoarelor, ci asigurării energiei electrice, a gazului pentru încălzire. Pentru că noi discutăm acum că se măresc facturile și vor fi prea mari, prea mici. Eu mă tem că nu vor mări nicio factură, că nu vom avea gaz și curent pentru asta. Iată cazul Ucraina, asistează livrarea. Ai noștri reclamă că, domne, va avea influență, avem un da. Import de 10%. Vasile, păi stai noi o secundă. Ce discutăm o problemă? În fiecare zi, în fiecare zi, poate să vină cineva aici să-mi spună de ce nu discut altă problemă. Că e foarte simplu. Da, eu pot să aleg o problemă pe zi. Asta e cea de azi. Da. Ai răbdare și într-o zi vom vorbi și despre curentul electric, așa cum am făcut-o în trecut. Virgil Popescu și Zoltan, Virgil Popescu, ministrul economiei, și Zoltan Noghi au acceptat să vină la această emisiune și sper eu ca în următoarele 10 zile să vină măcar unul dintre ei, dacă nu chiar amândoi, și atunci discutăm lucrurile astea. Noi ne comparăm totuși cu niște țări dezvoltate, cu niște țări bine puse la punct și din punct de vedere economic și democratic. Da, ei au altă situație economică și își pot permite să dea niște ajutoare. Dar nu cred că în felul acesta, cum procedează doamna primar, pentru că în felul acesta creăm o stare așa de confuzie, de parcă e ceva pomană. Așteptăm tot să ni se dea ca să putem trece de iarna asta care se anunță. Păi, aia din Germania și Austria sunt mai comuniști, așa? De felul lor? Nu că sunt mai comuniști, dar cred că au alte criterii după care fac acest ajutor. Parcă primul vorbitor a spus ceva despre relația stat-cetățean și felul în care există urmărirea stării materiale în general, adică, la populații în general. Ăia, ar fi așa, ăia, îți mulțumesc tare mult, Vasile, ar fi ăia dacă sunt bogați, își permit, domnule, noi dacă suntem cei mai săraci, nu ne permitem, domnule, dar nu cumva e mult mai greu pentru o grămadă de cetățeni români în această situație decât pentru foarte mulți cetățeni din Irlanda, Spania, Germania, Austria. Eu spun așa, domnule, austriacul poate să se ajute, uite, de statul lui. Românul nu poate să se ajute, că e sărac, las că se descurcă el. Ia, hai să auzim un pic și pe doamna Armand. Va fi sub forma de tichete, cum am spus, anticriză. Vor primi fiecare cetățean care îndeplinește niște condiții extrem de simple, are 18 ani și are domiciliul în sectorul 1, fiecare care îndeplinește aceste criterii va primi acasă aceste etichete de anticriză și va putea să le folosească unde crede el că este prioritar pentru a face față crizei energetice. Se poate face cu acest sprijin financiar. De acești bani, locuitorii sectorului pot alege singur destinația investițiilor prioritare pe capitolul energie. De exemplu, izolarea imobilului, panouri fotovoltaice sau pompe de căldură, achiziția sau schimbarea centralei de apartament sau de bloc, ferestre sau uși noi,
calorifere noi sau alte sisteme de, alte sisteme de încălzit. Da, e Clotilde Armand și propunerea ei. George, bine ai venit la noi. Salut, Cătălin. Votezi? O să-mi pardon un pic. Ia, votezi? Auzi? Da, te ascult. Votezi? Sincer, nu aș vota decât dacă s-ar aplica la nivel național. Pentru că doamna Armand în clipa de față nu face nimic altceva decât să ofere o mică mită electorală, ca să-i spunem așa. Ceea ce făcea PSD-ul și PNL-ul acum câțiva ani. Ideea e în felul următor. Eu refuz să cred că o doamnă primar care a preferat să lase un sector întreg în mizerie, dintr-o dată se gândește la confortul cetățenilor. Hai să fim serioși, că lucrurile nu merg așa. Adică tu chiar crezi că ea ca primar era nepăsătoare sau că a dorit ca lucrurile alea să se întâmple, știi? Cătălin, da, adică... anul trecut credem, am văzut niște exemplare de rozătoare pe străzi și niște da, pe vremea lui Firea trebuie. Când mi-a mai scris cineva, pe vremea lui Firea nu se vedeau, domnule, șobolani? Hai să spun nu eu. Era, dar nu atât de evident. Nu, hai pe să bune. Spun eu de ce pe bune acum. Că îți spun eu unde au apărut foarte mult șobolani și foarte multă atenție la televizor, nene. Că șobolanii din parc de la Iore, de la Negoiță, mă să fiu al naibii dacă i-a văzut vreo televiziune și dacă îi mai vede vreo televiziune de când au început ăștia să dea cu bani în televiziune. Bă, nu mai sar ăștia la televizor, șobolanii deloc. Deci noi nu avem dezbatere, avem dezbateri doar la ăștia, la fraierii ăștia de la USR, care nu știu să dea cu bani în televiziuni. Nu, dar ideea asta, fiindcă tu te-ai opus vehement acestor inițiative, să zicem așa, și dintr-o dată, văzând cum îți cade electoratul, te gândești să faci chestia asta. Aici pot fi de acord. Oricum, bine, te-ai gândit pentru sectorul 1. Ce facem cu sectorul 6? Unde majoritatea blocurilor nu sunt izolate, trei sferturi sunt locuitori în etate, pensionari, acolo nu mai se gândește nimeni. O luăm și la nivel național, da? Tona de lemn a ajuns undeva la 700 de lei în zona de sud a țării. Oamenii acolo câștigă, au pensii de 1000 de lei pe CAP. Cred că metru cub. Ba da, cum? Metru, am rude în zona respectivă și 700 de lei metru, tona de lemn. Metru cub, nu tona. Că... se vinde la tonă, acolo nu se vinde la tonă, se metru cub. În fine, da, dar știu că acolo și acolo e o plafonare și statul plătește de la 550 de lei sau ceva de genul ăsta. Știu că s-a dat și un ajutor acolo. Nu uita că totuși statul român plătește parte din benzină, cea mai mare parte din curentul electric și cea mai mare parte din gaz. Adică ceva se întâmplă. Și totodată statul român a permis Rompetrol să scumpească de 4 ori săptămână. Păi și ce să-i facă statul? Că dacă e privat, ce-i vrea să-i facă? Adică să-i pună un de-asta ca în Ungaria? Dacă tot vrem să fim naționaliști așa, da. Păi ăsta e naționalism? Adică permitem să scumpim peste tot, permitem băncilor să o ia razna, auzeam toți la dumneavoastră la știri, cum că domnule ar trebui trași la răspundere consilierii bancari. Păi consilierul bancar mărește mie dobânda la robor sau la IRCC? Dintr-un credit care anul trecut era 1100 de lei, a ajuns în 2000 de lei. Păi cu ce mă avantajează pe mine acea 1000 de lei dată de la parlament? Da. Să nu mi-acoperă data la bancă pe o lună de zile. Tu zici așa, că mai bine să fie niște limite de preț peste tot, în loc să dea statul niște ajutoare punctuale. Păi da, ajutoarele astea punctuale nu sunt... Adică nu vreau să pară cum că aș fi gen... aș vrea mai mult. Dar un ajutor trebuie să-l și simți. Ăsta ce, cu ce te încântă că îți dă 1000 de lei să spui termopane? Doamna Armand, știe cât costă un termopan? Nici eu nu mai știu cât costă acum, că mi-am pus termopane de mult. Dar dacă primești în casă 2000, 3000, mai faci și tu, doar nu vrei acum să ți le facă pe toate statul, nu? Da, așa e. Păi, dar din moment ce nu ai bani să-ți plătești căldura, crezi că ai bani să spui termopane? Sau să spui pompe de căldură? Ok, stai la apartament. Unde spui pompa respectivă de căldură? Sau panou fotovoltaic? La apartament nu te ajută foarte, foarte tare. Da. Cu o întrebare asta. Și o pompă de căldură e peste 10.000 de lei. Despre ce vorbim? Da, eu nu înțeleg. Să facem acum, să adunăm toate neamurile ca să punem o pompă de căldură? Da, nu zice nimeni. Da, voi pentru inițiativă, dar eu cred că este doar o mită electorală. Se poate să fie, adică are și o componentă electorală, în mod evident. Mulțumesc tare mult. Da, are și o componentă electorală. Cum naiba să n-aibă o componentă electorală?
Dar toți politicienii care fac lucrurile astea au și chestiuni electorale în minte. Din Irlanda până în România există și chestiunea electorală, nu? Totul poate fi judecat. De ce crezi că plătesc și alte lucruri? Nicolae, salutare! Salutare, salutare! Păi da, în principiu aș fi fost de acord dacă zicea, băi, cadou de Crăciun. Pe bune, adică în loc să... Banii ăștia, de fapt, ar trebui să fie pentru cei care au cu adevărat nevoie, nu pentru toți locuitorii sectorului. Că, scuze, din toți locuitorii sectorului 1, probabil că 40% sau 60% nu ar avea nevoie de această miedere. Aici nu poate și... să dea mai mult la sigur. Cei care chiar au nevoie. Dacă într-adevăr a fost așa, eu nu văd altfel decât tot așa, ca promisă electorală. Păi, e fără niciun fel de bază, s-a făcut la mișto, hai să vă dau 1000 de lei că mi-au tăiat ăștia proiectele sau ceva de gen. Adică, nu știu ce să zic, nu pare ceva serios. Din punctul ăsta de vedere. Dar cum ar putea să fie serios? Sau ar putea să fie serios? Ar putea să fie serios dacă într-adevăr s-ar fi făcut un studiu și ar fi zis, băi, uite, noi avem în sectorul 1, nu știu, 100.000 de persoane care ar avea nevoie de 2.000 de lei ca să treacă de iarna asta. Perfect, uite, le dăm lor 2.000 de lei să treacă a de iarna. A zis bine, iar Mircea, când a deschis dezbaterea asta, ascultătorul nostru a zis, bă, sunt greu de identificat, adică, bun, pe unii știi, cei dar care sunt la ajutor social. Că nu știe statul român. Nu, astea sunt alte dezbateri, că în actualul context îți ajunge o cameră cu câteva calculatoare performante să pui cap la cap toate veniturile și cheltuielile din oamenilor din țara asta. Deci hai să fim serioși. Nu discutăm subiectul ăsta, că aici e deja o chestie că nu se vrea. Da, sunt de acord cu tine. Da, fii atent un pic la ce mesaj am primit chiar acum din Anglia. Zice, domnule, după schema de suport COVID de anul acesta, guvernul a anunțat că va sprijini cu 600 de lire fiecare persoană vulnerabilă ca să poată să-și permită prețurile. Două tranșe. Vulnerabile. Deci, am primit 300 de lei, spune ascultătorul nostru, din acei 600, pot să spun că m-au ajutat foarte mult, și urmează să mai primesc 300. Nu o văd ca o decizie populistă, ci ca o decizie normală unde guvernul ar trebui să intervină direct pentru a frâna inflația cât poate de mult. Uite, o explicație. Păi da, dar atenție, aici era vorba de cuvântul cheie, persoană vulnerabilă. Despre ce vorbim? Aici e făcută, eu asta e impresia mea, că e făcută la mișto. Doar ca să le dea o palmă ăstora din Consiliu sau eu știu ce mari șmecherii aici. Ce zici că o să facă PNL și PSD acum? Sincer, ce să fac? Păi nu, că o să aibă proiectul pe masă, adică vor vota sau nu? Eu cred că nu vor vota, habar n-am, nu știu. Nu înțeles, da. Bine, mulțumesc mult. Cineva ne-a făcut un calcul la termopan. Astă primăvară am vrut să închid o terasă 3x1, 2,4 metri pătrați, pereți de geam și o singură ușă într-unul din cei doi pereți. M-a costat 1800 de euro. Asta vrea să spună. Da, din 1800 de euro, dacă luați 500 de la stat, nu? Cam asta ar fi ideea cu banii ăștia. Salut, Cătălin, USR a scăzut mult în sondaje și acum caută soluții de relansare electorală. Băi, nu știu, așa o fi, Emil, salut. Cum ai vota? Sau poate n-ai vota? Bună ziua, Cătălin, ție și ascultătorilor Europa FM. Ideea, ce să spun, un buget este făcut pentru a fi cheltuit. Din punctul meu de vedere, un primar care nu își cheltuiește bugetul 3 ani consecutiv, având posibilitatea să-și ducă la maturitate orice proiect de când este ales, trebuie demis automat. Cum ai spus, costă termopanul 1800 de lei. Îți dă statul primăria sectorului 1, 2000 de lei, 2 adulți, să spunem. Trebuie să pui niște bani, deci se învârte puțin economia. În plus de asta, ne-am comparat la ajutoare cu cine? Cu Germania, cu Italia. Am dat eu niște exemple. Germania, Austria, Irlanda. Italia nu-i bună. Germania, Irlanda, Austria, ai spus Spania foarte bine. Da. Care sunt deficitele bugetare ale acestor țări? Își permit, dacă au avut
excedent și au pus bani alt pentru zile negre, cum bine spune românul, au ce să dea acum. Noi din ce dăm? Oricum ce oferim, oferim din împrumuturi, a care vor plăti copiii, nepoții, astea le lăsăm datorii. Da, da, știi cum e, o țară se dezvoltă, își dă și un pic de prosperitate ca să poată achita. Acum, dacă faci datorii să reconstruiești România, să pui termopane sau să izolezi blocurile alea, nu cred că e o dramă, că niște oameni vor câștiga bani. Nu, e foarte bine dacă facem, scuze, e foarte bine dacă facem investiții și punem termopane, izolăm blocuri, e foarte bine. Economisim energie multă în 20 de ani, 25, să punem o centrală performantă, e foarte bine. Dar la ce ne referim când spunem Germania plătește facturi? Nu e normal să plătească facturi, decât persoanelor vulnerabile. Dar să știi că și România plătește facturi. Prețul e normal ca prețul gigacaloriei să fie 600 și ceva de lei preț de producător, iar un om care are 1.000.000 de euro în cont stă la bloc și plătește primăria diferența până la 200 de lei? E o observație foarte bună pe care statul român nu a vrut să rezolve niciodată. Plata subvențiilor, cel puțin în București, este o durere de cap. Da? Pe când oamenii ar trebui să primească subvențiile astea în mod diferențiat, funcție de capacitate. Așa, și în primul rând, cine acordă? Oamenii vulnerabili din țara asta sunt ocrotiți în primul rând de Ministerul Muncii, nu? Da. Și primăriile au rolul lor. Da. Dar în primul rând, persoanele vulnerabile, avem ministerul specializat. Statul român trebuie să aibă grijă de toți cei vulnerabili, nu decât cel din sectorul lui are grijă de, mă rog, amărâții din sectorul lui, să spun așa. Dar statul român ar trebui să aibă toți cetățenii în grijă. Ar trebui, dar... Vulnerabil. Eu, toți cei vulnerabili. Mulțumesc tare mult, Emil. Ar trebui, da, să existe acest sistem în care să știi foarte clar pe cine să ajuți. Acum, sigur, doamna Armand face și politică. Aici se adresează tuturor cetățenilor. Spune, uite, PSD și PNL au blocat tot, ne lasă cu bani, vom merge mai departe. Dar chestiunea de principiu rămâne, pentru că noi, de-a lungul anilor, ne vom tot întâlni cu această propunere. Pentru că nu o facem doar noi. Este un nou tip de politică pe care o întâlnești și la state dezvoltate în timp de criză. Cornelia, salut! Teo, Cornelia nu mai e, îmi pare rău. Alo? Teo, salut! Alo, bună ziua! Te ascult. Cum ai vota această decizie? Păi n-aș vota nici cum. N-aș da subvenții la niciun român. Este start la mine pică subvențiile. Ajuți prin subvenții, ajuți plenea, de munca. Atunci, aici, nu știu dacă e chiar așa, că, uite, ar putea să primească tot felul de oameni care sunt într-o situație dificilă. Dacă tu strângi într-o lună 3-4 mii, 5 mii de lei de la locul tău de muncă și mai primești încă 2 mii de lei în casă să faci ceva, nu știu dacă îți încurajează nemuncă, că nu văd cum ai putea să trăiești din banii ăștia. Păi, stai un pic. Noi ajutăm pe toți care muncesc. Ajutoare sociale, ajutoare, bonuri de valorice, că săraci. Ea pune să muncească. De statul român pune șanse să muncească la fiecare în parte. Încălzire, bani pentru încălzire. De ce nu-și pun centrale termice separate, individuale? De ce să plătească statul sau sectorul sau primăria altor ție? Cel bogat care are și poate permite. De ce? Celui bogat, nu știu, asta întreb și eu. Și asta poate fi întrebată și doamna Armand, dacă va binevoi să dea declarații de presă. Adică... Câte orașe din România sunt descentralizate de la încălzirea centrală? Știți? Adică scoase cu totul de la încălzirea centrală? Da. Nu știu, dar și nu mi se pare... De ce n-am făcut un sondaj? Nu știu de ce n-am făcut. Când îmi puneți întrebarea de ce n-am făcut un lucru, puteți să îmi puneți întrebarea asta de 1.000.000 de ori pe zi. Adică nu vă relevanța. Partea orașelor din Transilvania, din Ardeal, sunt debranșate de la încălzirea centrală. Sunt orașele Zalău, sunt Baia Mare, sunt multe orașe. Asta e un lucru bun? Adică mi-l prezentați? Foarte bun. Da? Foarte, serios? Foarte bun. De ce? Da. Exact asta e. Foarte bun. Și atunci nu depinde ajutorul de la primărie să-mi dea mie ajutor social. Ajutorul de încălzire. Dar vă plătește guvernul în condițiile astea? Mie nu-mi plătește guvernul. Păi, nu știu, ați spus că sunteți într-un oraș din ăsta, sau așa înțeleg eu. Adică, da. Băimărenilor în momentul ăsta, fiind debranșați, dacă exemplul e corect, și îmi cer scuze că nu știu dacă e corect,
Ai debranșat tot și oamenii se încălzesc doar ei cu centrale de gaz, pe lemn și ce mai acolo. Da, exact. Înseamnă că toată România le plătește subvenția la căldură, nu? Nu. Cum nu? Nu. Nu, la noi nu ne plătește. Îmi plătim noi, fiecare separat. Omul, om bun, nu e plafonat prețul la gaz? Nu. Cum nu e plafonat prețul la gaz? Cu toții avem prețul la gaz plafonat în țara asta. Păi la curent nici nu e plafonat. Cum nu e plafonat la curent? Prețul la curent. Cum că am băit 1200 lei pe lună de zile. Păi e tot scump, dar e plafonat, dar nu ți-a venit 4900 sau cine știe câți bani. Cum nu-i plafonat? Despre ce vorbim aici? Asta e tălhărie. Tălhărie. Da, bine. Nu știu, încep să râd. Ce? Bun, o fi tălhărie. Da, discuție. Hai, uite să-ți explic încă o dată ca să nu pleci supărat de aici. În această țară, în acest moment, prețul la curent electric este plătit în parte de către tine la un anumit preț pe care ți-l dă compania respectivă și în funcție de consum, da? Sunt niște praguri și restul prețului, cea mai mare parte din el este plătit de statul român. După care la gaz e la fel. Iarăși prețul este plafonat în funcție de diverse praguri de consum, după care cea mai mare parte din preț este plătită de stat. Adică chiar și tu, la nivelul tău, cu salariul tău, dacă ai centrală, și eu, toată lumea din țara asta, contribuie ca să-ți plătească ție căldura. Despre asta e vorba în propoziție. Acum, anul ăsta. Anul ăsta, da. Anul ăsta. Dar anii trecuți. Eu n-am beneficiat de nimic din ajutor la statul român. Anii trecuți? Da, n-a fost cazul. Și atunci, n-a fost cazul. N-a fost cazul. Dar nu naționalizează statul român acele unități de energie. Care? Nu mai de la șmecherii să vândă energie. Încă o dată, vă rog eu frumos, producătorii, 80% din producătorii români de energie, de curent electric, de ce vrei tu, sunt în proprietatea statului român. 80%. 80%, repet, cei care fac curent și care fac căldură, termocentrale, hidrocentrale, sunt în proprietatea statului român. Ce știi tu că nu e în proprietatea statului român este acel ultim furnizor care staie ție factura, dar el cumpără curentul și căldura de la alți oameni de la stat. În general. În general. Da, dar ăla care îmi vinde mie, nu își pune avans comercial de 15-20%? 30%? Aș zice că e foarte mic. Nu acolo trebuie să te uiți la Davosuri, că ele vin pe drum din diverse piețe bursiere. Aș zice că nu e 15-20%. Și dacă ți l-ar lua statul, el n-ar pune adaos, nu? Păi să, mai ușor să-l plafone, să-l liniștești piața. Să știi că hidroelectrica vinde curent la furnizorul tău cu niște adaosuri care cred că depășesc 100%. Da, în fine, știu că e foarte complicat. Mulțumesc frumos! Okay, mulțumesc, da. Avem un podcast, se numește Eu și Energia, îl realizez împreună cu Mihai Nicuț. Vă dăm toate explicațiile astea aici, ca să nu mai fim în tot felul de confuzii. Ce am vrut eu să testez astăzi este modul în care România primește acest tip de veste. Sigur, cu plăți directe, inițiat de primarul sectorului 1, nici măcar nu știm dacă se va întâmpla. România plătește pentru toată populația un anumit tip de ajutoare. Dar din viitor va trebui să vă puneți din ce în ce mai des această întrebare, pentru că o fac toate statele lumii. Dăm în mod direct niște bani oamenilor din această țară să treacă de situații de criză? Asta e de cântărit. Și căror oameni dăm acești bani? Sigur că într-o țară normală ar trebui să dăm acești bani oamenilor care au cea mai mare nevoie. Din păcate și din nefericire, România nu știe să facă aceste lucruri în acest moment, dar ar fi bine să învețe din ce în ce mai repede chestiunea asta. Ne oprim aici. Sunt Cătălin Striblea, vă spun, spor la treabă. Vine Cami Kenciu, da? Să știți că de acum înainte cam așa va fi, de la ora 2 până la 4. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.